Bună ziua! Vrei și cei casi? Salut! Bună ziua! Din ordinul prefectului județului Vrancea, numărul 353 din 19 octombrie 2020, au fost convocați consilierii județeni, ale căror mandate au fost validate pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Vrancea, potrivit prevederilor articolului 116 aliniatul 1 și articolului 172 din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57 din 2019, privind codul administrativ. Tribunalul, pe numele legii, dispune. Admite cererea cu obiect validare mandatului consilier județean formulată de secretarul general al județului Vrancea. În temeiul act 114 din OUG 57 pe 2019, validează mandatele pentru funcția de consilier județean ale aleșilor. Oprișan Marian, Stoica Elena, Melinte Vasile, Cuguianu Constantin, Munteanu Ludmila Gemina, Marin Laurențiu Daniel, Onia Cristian, Necula Ionel Gabriel, Răducan Aurelian Cătălin, Marin Vasile, Blând Nicușor, pe lista Partidului Social Democrat. Bostan Liviu PNL, Depădat Mihăiță USR, Marcitan Gabriela Daniela PNL, Crețu Adrian Vasile PNL, Alexe Vasile USR, Apostol Adrian Plus, Matei Claudiu PNL, Zanfirescu Valerică PNL, Epure Ion PNL, Bălosu Cristinel PNL, Lazar Dorel USR, Nedelcu Florin PNL, Epure Alexandru Ciprian PNL, Carabo Ionel USR, Toată Constantin PNL, pe lista Alianței PNL USR Plus. Cel Mare Ionel, Săpunarul Dorina, pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților. Ia act de renunțare la mandate, conform articolului 115 din OUG 57/2019, invalidează mandatele pentru funcția de consilier județean ale aleșilor. Tâlvăr Angel, Boboc Tudorița Rodica, Bărlădean Dragoș Petruț, Haliș Nicușor, pe lista Partidului Social Democrat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele și locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile și priciperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele, puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Oprișan Marian, consilier județean al Consiliului Județean Vrancea, în mandatul 2020-2024, depun următorul jurământ. Jur să respect legile și Constituția țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru bine locuitorul județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Zandărescu Valerică, consilier județean al Consiliului Județean Vrancea, mandatul 2020-2024, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnatul doamna Cătălin Dumitru, președinte al Consiliului Județean Vrancea, mandatul 2020-2024, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc vrăgenilor pentru că mi-au dat ocazia, oportunitatea de a fi astăzi aici.
vă mulțumesc și dumneavoastră. Vreau să urez succes tuturor consilierilor oaspăt aleși și cu depunerea de jurământ încheiată. Sunt convins că această instituție, Consiliul Județean Vrancea, va face tot ceea ce trebuie pentru ca acest județ se dezvolte. Și în programul nostru, programul meu și al echipei din care provin, dezvoltarea județului Vrancea este o prioritate. Salut prezența domnului ministru, Mihai Ștefan, salut prezența domnului șef al Cancelarului Primului Ministru. De asemenea, salut prezența tuturor șefilor de instituție, precum și invitațiilor. Vreau să adresez presei informația că după această depunere de jurământ, îi voi aștepta în holul acestei instituții și vom merge împreună pentru a intra în ceea ce înseamnă biroul oficial al președintelui Consiliului Județean Vrancea. Acest birou, de altfel și această instituție, este pentru cetățenii județului Vrancea, dar îmi doresc ca în cei 4 ani, cel puțin, să fim parteneri cu cetățenii și aici atrag atenția tuturor instituțiilor publice, atât subordonate cât și parteneri, să deschidem instituțiile pentru interesul cetățean. Proiecte cu siguranță vor fi. Mulțumesc de asemenea și celor care s-au implicat pe parcursul acestor ani, dar cu siguranță trebuie să dezvoltăm acest județ, pentru că se poate și trebuie să-l dezvoltăm prin noi aici. Mulțumesc mult și să aveți succes cu toți! Multă baftă și să nu-i dezamăgiți pe cetățenii județului Vrancea. Să nu-i dezamăgim, că sunteți în echipă. De acord, să nu mă spun. Toate cele bune. Doamne ajută! Doamne ajută!